De ce nu iei loc? De ce te interesează dacă iau loc sau nu? Dar așa, ai muncit din greu în ultima vreme. Da, aproape ai terminat tot Battle Pass-ul de pe Fortnite. Măcar depunea umărul la treabă. Să te joci este chiar greu. O fi greu, dar nu te ajută cu nimic. De ce iei loc? Și de ce mă bați atâta la cap să iau loc? Fără vreun motiv. Ah, bine. Măgarule! Ce s-a întâmplat? Mi-a udat scaunul și acum sunt tot și pe fund. Iulian a făcut pe el, Iulian a făcut pe el. Taci din gură. Așa e, tinere, chiar ai făcut pe tine la 20 ceva de ani? Ce? Nu ai văzut că m-am așezat pe scaunul ud? Nu am făcut pe mine. Este în regulă și obișnuiam să fac des pe mine. Dar tu încă mai faci pe tine. A fost genială farsa. Dar de ce ai făcut o farsă? Ce? Tu nu știi? Ce să știu? O, nu. Nu-mi spune că e iar... 1 aprilie! Pe mormântul tău va scrie, mitică, decedat 1 aprilie 2023, dacă continui așa și la anul. Nu mai te plânge ca o fetiță și așează-te odată. Nu mă așez pe așa ceva, nu vezi că e ud? Ba știu că e ud, eu l-am udat. A fost retoric, dar în fine, stai jos, deja ești ud. Ce rost mai are? Ai și tu dreptate. Aia, ce rece. De ce trebuie să fie fixat 1 aprilie? Nu putea să fie mâine. Îmi pare rău, dar farsele nu pot să aștepte. Mitică, nu pleci nicăieri. Dacă mergi și mai faci o farsă cuiva, ai dat de belea, domnișorule. Domnișorule, eu cum văd cam pretențios pentru Mitică. Ce zici de animalule? Am impresia că ai uitat cine deține puterea de 1 aprilie. Ce vrei să zici? Păi, știi tu, anul trecut... Of, unde-mi sunt păpușile? Unde naiba l-a fi pus fraierul ăla? Unde ar putea să le pun dacă nu sunt nicăieri? Doar nu le-a fi pus. A fost așa de haios. De ce? Ce s-a întâmplat anul trecut? Păi am dat păpușile mele lui Mitica ca să se joace cu ele. Ha, nu știam că tu împrumuți lucruri de bunăvoie. A, păi nu o fac, dar m-a obligat mama. Nu știam că va face așa ceva cu ele. Iar eu când m-am dus să le caut, le-am găsit în toaletă. Da, dar a fost amuzant. Nu, nu a fost. Am stat ore întregi să scot mirosul de pe ele. Spune mersi că n-a apucat bunicul să meargă la WC-ul înaintea ta. Iac! M-a stricat cineva? Nu, poți dormi la loc. Ah, bine. Sunt mândru de Mitică. De ce? Poate că el nu se pricepe la școală, dar mintea îl duce la prostii. Numai cu tine seamănă. Așa e, și eu făceam niște farse nemaipomenite la vârsta lui. Am e milă de părinții tăi. Încă mai face farse idiote. Da? Când am făcut ultima oară? Văd că trebuie să-ți amintesc. Ah, de-abia aștept să văd cum i-a ieșit părul. Da, sunt chiar curios. Pe cutia de vopsea scria că o să mă scape 100% de firele albe pe care mi le-a făcut Mitică în tot timpul ăsta. Să vedem rezultatele. Deci, cum îmi stă? Ești la fel de frumoasă precum un curcubeu. Ah, ce drăguț din partea ta. Eu zic să te uiți în oglindă. Ce? Ce mi s-a întâmplat? Farsa de 1 aprilie. Tu mi-ai schimbat vopseaua? Să vezi ce-ți fac. A fost groaznic. A trebuit să mă revopsesc de 10 ori ca să am culoarea înapoi. 5? Nu știu să număr până la 5. Trebuie să recunosc, arătai prea fain cu părul ăla roz. Glumești? Arătam groaznic. Nu-i adevărat, mami? Erai frumoasă ca o floricică. Oh, mersi, scumpa mea. Floricele pe câmpii, să le adunăm copii. A meritat. Serios? Păi, a durut puțin că m-ai lovit cu mătura după ceafă. Dar a meritat. Mai vrei încă una? Nu, mulțumesc. Nu vreau să mai mănânc bătaie cu gura plină. Lasă-l pe săracul tata. La ce farsă i-am făcut eu anul trecut? Ce farsă? Ce zi grea de stat degeaba. Trebuie să mă odihnesc puțin. Da. Meciul e pe care să înceapă. Dar nu înainte să-mi iau gustările. Se știe că corpul are nevoie de energie ca să nu adormă în timpul meciului. Ce zi minunat! Nu-s copiii acasă, nu-s nici socrii, nu-s nici soția mea cicălitoare. Pot să stau și-o liniștit, să mă uit la un meci frumos, să mănânc un popcorn bine meritat. Ce zi superbă! Bun, hai că începe meciul. Hei! Prinde-te! De ce nu mergi, mă? Hei, revinu-ți! N-ai baterii? Ce nu ai? Le ai! Hei!
Haide, aprinde-te! Doamne! Fiți gândirea o zi perfectă, fără copii, fără soție, fără socri. Și nu mergi tu, nu mergi. Era o zi magică. De ce ții, tată? S-a întâmplat ceva? Mitică, îngerașule, te rog, ajută-mă și pe mine. Nu merge televizorul. Ah, te-ai gândit să-l bagi în priză? Nu. Nu știam că tu l-ai scos din priză. Dar cine altcineva? Nu am crezut că o să reacționez din halul ăla. Nu a fost cine știe ce farsă genială, dar măcar a fost amuzant. Da, chiar merită asta. Oricum nu face nimic toată ziua. Așa e. Dragule, nu prea ești în măsură să vorbești. Mitică, nici nu trebuia să-i mai spui să-l bagi în priză. Ar fi fost mult mai amuzant fără televizor. Pe mine nu mă deranjează așa de mult cât timp nu face zgomot. Gol! Îmi retrag cuvintele. Pus-i scos din nou televizorul de în priză? Promit că nu mai zic nimic de data asta. Nu se poate o zi liniștită, nu-i așa? Dar ce-i urechile așa sensibile? Zici că-s din porțelan? Nu mai vorbi, te rog. Vocea ta mă irită, îmi face urechile să crape. La 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 la. Pe bune acum, ai vreo problemă cu auzul? Nu chiar, dar urăsc zgomotele astea cum ar fi huiduitul sau sfărăitul sau cântatul. Exact astea. Aici ai dreptate, chiar e enervant. Și tu ești enervant. Ce noroc că am o soluție pentru asta. La 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 la. Ce păpușă drăguțică am eu. La 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 la. Bunicule, trezirea. Nu mai face zgomot. De ce trebuia să mă lase singură cu el? Da. Ca să-l schimb în caz că face pe el. Ce să-i fac eu să se oprească? Am o idee. Asta ar trebui să-l facă să se oprească. Ce? Cine m-a sabotat? Avem un spion printre noi. Sincer, ai făcut foarte bine. Bravo ție! Mulțumesc! Auzi, dar crezi că ne-ai putea ajuta și acum? Cu cea mai mare plăcere. Gata. Pentru prima dată în viață, sunt recunoscător. Ne-ai ajutat chiar mult. Uite că și farsele sunt bune până la urmă. Ce? Cine este sabotorul și data asta? Și tot fără de la mine? Nu e niciun sabotor, bunicule. Ea a fost. Tu nu puteai să-ți sigura, nu? Așa e. Tu ai vrut să mă asasinezi propria mea nepoată? Nu e vina mea că sun ca un tractor când dor. Sunt mândru de tine. Te-am învățat cum să-ți faci treaba de asasin foarte bine. Wow, asta e neașteptat. Bine e făcut oricum. Cineva trebuia să-i închidă gura. Am impresia că ai uitat cine e lupul mare și rău în casa asta. Mai bine zis, lupul mare și mirositor. Las că știe ea mai bine. Dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos. Ajutor! Chiamă salvare! Rezistă, omule, rezistă! Imediat! Alo? 112? Veniți repede! Cred că un moș e pe cale să moară! Spune-le să se grăbească! Ajungeți în 10 minute! Perfect, vă rog, grăbiți-vă, vă rog! E prea târziu! Mi-a sunat ceasul! Nu spune asta! Rezistă! Ajutorul este pe drum! Dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos, dă-i pe față, dă-i pe dos! E atât de otrame! Nu! Farsă de 1 aprilie! Ce faci, omule? Am crezut că ești mort! Ai mușcat momela! Și ce m-ai speriat atunci? Am crezut că te duci pe lumea cealaltă! Deci ții la mine până la urmă! Nu e adevărat? Wow! Sunteți așa de drăguți! De când nu v-ați mai înțeles voi așa de bine? De când ai apărut tu! Asta a fost dur! Nu-ți face griji, mami! Eu te iubesc! Lingușitoare! Nu e adevărat! Sunt o fiică bună! Eu încerc să o fac pe mami să se simtă bine! Așa drăguț din partea ta! Iulian, ia notițe de la sora ta mai mică! Lasă-l, mami! Nici dacă ar vrea, n-ar putea să înveselească o persoană! Emoțional nu, dar cu fața aia de clov, da! Și tu ai uitat cine-i lupul mare și rău în casa asta? Bunicul? Nu! Eu! De ce ți se spune așa? Pentru că are purici. Tu să taci din gură. Mi se spune așa pentru că anul trecut eu i-am făcut o farsă lui Mitică. Tocmai ce am fost răzgăiate, alea pușile în toaletă. Dar abia așa se face față să facă. Ce avem noi aici? Bobou e real! Un copil năzdrăvan? Miami, ce gustoși sunt ăștia care nu sunt cuminți! Nu, te rog, nu mă mânca! Acesta mai e și grăsuț, o să stea super bine în supa mea! Mami!
Mama ta nu te poate salva de data asta. Templar, nu m-am mâncat. O, o să fiu băiat cu minte. Promit că nu mai fac nicio farță. Asta vreau să aud. Ce față de plec ai avut. Nu mai râde, nu e amuzant. Fricosule. Acum cred că trebuie să folosesc paia. Ieși. Deci, tu vrei să-mi spui că ai folosit WC-ul cu păpușile mele înăuntru? Da. Ești ca și mort. A fost prea tare farsa. Ah, deci de asta a udat Mitică de vreo 4 ori pat în seara aia. A fost chiar amuzant, ci mi-aș fi dorit să fi fost și eu acolo. La ce urât ești, îl sperii pe Mitică mai rău decât Iulian. Așa meriți, Mitică. A fost chiar tare când a zis că nu mai poate să facă farse. Deși nu s-a ținut de cuvânt. Haha, încă ești tot pe fund. Nu, nu te rog, nu mă mânca. Tot o fetiță ai rămas. Ba, trebuie să recunoaștem totuși. Nimeni nu se pricepe la farse mai bine decât mine. Că a venit vorba de asta. Fata mea! Ce e, ce e? Nu o să-ți vină să crezi. Ce, e de rău? Am câștigat ceva ce să ne schimbe viețile. Aoleu, spune mai repede, spune că mor de nerăbdare. Am primit o surpriză. O mașină? Mai bine. O casă? Mai mult. Bani? Mai mult de atât. Spune atunci. Am primit un aparat de la teleshopping de slăbit. Poftim. Repetă, nu cred că am auzit bine. Un aparat de slăbit. Deci nu am primit bani? Nu, draga mea. Oh, tot în casa asta mizerabilă o să trăiesc. Nici măcar a fost o farsă prea bună. Doar i-a dat speranțe degeaba. Atât. Mie mi s-a părut bună. Spui asta doar pentru că m-a enervat pe mine. De fapt, dacă stau acum să mă gândesc, mie de ce mi s-au făcut două farse? Poate pentru că ești enervantă. Dar și ție ți s-au făcut două farse. Da, asta când mi s-au dat scaunul și mai care. Ai uitat deja? Iulian, dăm puțin telefonul. Sigur, pentru ca ce? Ca să caut o rețetă repede. Ce face butonul ăsta? Ce buton? Scrie pe el resetare din fabrică. Nu a apăsat pe el! Prea târziu. Nu! Aia chiar n-a fost o farsă bună. Ba, a fost. Cine te-a învățat pe tine să resetezi telefoane din fabrică? Sora ta. Tu! Ce? Trebuia să o facă cineva. Am pierdut atâtea poze din telefonul ăla. Oricum, nimeni nu vrea să-ți vadă mutra din selfie-urile tale stupide. Până la urmă, putem spune că a fost reușită ziua de azi. Nu chiar, Mitică nu a apucat să facă decât o singură farsă. Că veni vorba de asta, am făcut două de fapt. Care e a doua? Am pus casa la vânzare. Ah, și cred că ăsta e primul nostru cumpărător. Abracadabra, să vezi și să nu crezi, din umbre apare... Mitică! Oh. Grozav, uite ce ai făcut. Mamă, ești bine? Ți se pare bine? Cine mă ajută să o cărăm până în pat? T-ai parcat că nu-i nevoie. O să-mi pregătesc bomba ca să se trezească. Bine că am mâncat fasolea aia mai devreme. Nu trage, că o trezești pe aia și ne culci pe noi. Pe bune? Oh, pe bune? Dar pe te închisesc în geamul. Nu-l deschide, că la cât de grav miroase o să dăuneze atmosferei. După situația în care ne aflăm, simt că trebuie să-mi folosesc puterile magice. Să te dai cu capul de perete ca să leși? Pare o soartă mai bună decât să mai respir mirosul ăsta. Priviți și vă minunați! Hocus! Pocus! Ha! Ta-da! La ce tocmai am fost martoră? Aia e cumva salvarea noastră? Dă mai repede cu parfumul ăla aici, hai! Că mor la propriu! Nu vă mai plângeți atât. Obișnuiam să inhalez mirosul ăsta zi de zi. Cred și eu. Mai repede cu parfumul. Acum. Ah, mult mai bine. Cum de nu s-a trezit? Poate pentru că e extraterestru. A? A? Ce? Zic și eu. Mă ocup eu de asta. Hocus. Un fluier. Ai grijă să nu se spargă urechile cu ăla. Da, deja avem nasurile praf. E degeaba. V-am zis că e degeaba. Bunica e surdă. Propui tu altceva? Chiar da, dar mai întâi trebuie să văd dacă teoria mea este adevărată. Ai început să faci teorii? Te crezi Nikola Tesla? V-am spus povestea că eu și cu Tesla eram prieten bun când eram mici. Nu, și nici nu vrem să auzim. Bun, Mitică, ne explici și nouă care e toată chestia asta cu pălăria și bagheta și magia? Așa stupid ești, tot nu te-ai prins că-s magician? Fă o magie și fă-te să dispari. Nu pot face asta, dar pot să fac o magie ca tu să dispari. S-o văd și pe asta. Sorus enervantum idiotus disparutus. Nu! Ce s-a întâmplat? Unde a dispărut fetița mea? Nu departe, am trimis-o doar în iad. Poftim? Stați liniștiți, se va simți ca acasă.
Bravo, Mitica. Sunt mândru de tine la faza asta. Adu-o înapoi. Adu-o înapoi, tinere. Nu mă face să cobor în iad și să o iau eu singur de acolo. Ai mai fost acolo? Cred că acolo s-a născut. Adu-o în momentul ăsta sau ești pedepsit. Of, bine. Surorus enervantus, bla, 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 bla. Zâna mea. Ce-a fost locul ăla? Mi-a plăcut. După înapoi. Stai cu minte, diavole. Cred că ar trebui să chemăm preotul cu botezul. Cred că ați uitat de ceva. Ah, da. Bun, Mitică, deci tu ești magician. Nu ți-ai dat nici acum seama? Da, în fine, fii atent. Vezi să gândești înainte să spui ceva. Mai lasă-mă în pace. Deci, Mitică, fii atent, fă magie. Fă ca bunica să o dă din nou și pe urmă suflă în fluier. Tocmai ce ți-a spus să gândești înainte să zici ceva. Adică, de ce să nu facă direct o magie care să trezească pe bunica? Nu ar mai fi la fel de amuzant. Aici ai dreptate. Nu vă e rușine, copii, să vă bateți joc în halul ăsta de bunica? Oricum, mie convine. Continuă, Mitică. Bunica surdus auzitus. A mers? Nu există decât un singur mod de a afla. Yay! A mers. Ce ai mai făcut de data asta? Ce te uiți așa la mine? Păi tu ești de vină mereu. Firai tu să fii. Mai bine nu te trezei. Ai zis ceva? Hai pe bune, Mitică, nu poți să o faci surd de la loc? Ești un nesimțit! Sau măcar fă-mă pe mine surd, ca să nu-i mai aud vocea! Nu știu sigur dacă vrei asta, dar te pot face să adormi dacă vrei. Nu te mai stresa, Mitică, adorme mai repede fără magie decât cu magie. Ce tot zici tu acolo? Uite ce spuneam. Da, chiar adorme repede. I s-a dus și lui tinerețea. Ce vrei de la el? Poate Mitică îl poate face pe bunicul tânăr din nou. Nici nu vă gândiți, era un porc când era tânăr. Încă e. Da, dar acum nu mai e în stare nici măcar să ridice de pe scaun. Hai măi mamă, că nu era chiar așa de rău. Tu nu știi despre ce vorbesc eu. Eu mă refer înainte să te naști tu. Pe vremea când era fecior? Exact. Aia s-a întâmplat înainte să fie inventat focul. Acum chiar m-ai făcut curios. Crede-mă, nu ai vrea să faci cunoștință cu un om al peșterii? Acum că stau să mă gândesc, nu pare o idee chiar bună. Spui asta doar pentru că nu poți să o faci. Ba pot, sunt un magician foarte puternic. Bravo ție, magicianule, când dai un spectacol să nu uiți să-ți invizi prietenii de la grădiniță. Mai vedem noi. Ce mi-ai făcut? Mai nimic, ți-am dat foc la tălp doar. Miroase a porc încins. Crezi că ăsta e cel mai urât miros emanat de Iulian? Ha, n-ai fost tu aia care i-a schimbat pampersul. Nici tu n-ai fost, tot eu am fost aia. Ce mamă rea. Tu crezi că stai mai bine? Da, chiar stau confortabil pe canapeaua asta. Nu la asta mă refeream. În fine, nici tu nu te-ai descurcat să ai multă grijă de copilul tău. Să aibă grijă de noi? Nu te uiți că de-abia are grijă de el? Chiar că n-am mai făcut un duș de câteva zile. Păi asta pentru că stă toată ziua pe canapeaua aia ca putoarea. Dacă vreți, poți să fac o magie să nu mai avem curent. Ar fi raiul pe pământ. Nu te rog, îți dau orice, numai asta nu te rog. Vreau să aud propunere. Îți dau 5 lei ca să ții înghețată. Sunt chiar aici în buzunar. Unde i-am pus? Adică acești 5 lei? Cum ai reușit? Sunt magician. Ai uitat? Dacă ești așa bun, fă-l pe bunicul tânăr. Nu știi sub ce blestem vă puneți dacă faceți asta? Eu risc. Eu zic să ascultăm de bunica. Bine, îl facem pe bunicul tânăr. Hocus pocus, tineretus, buticus, pârțus. Bunicule, tu ești? Ce? Cum să nu fiu eu? Ce s-a întâmplat? Te-am făcut mai tânăr. Nu pot să cred. Nici eu. Credeam că oamenii din epoca de piatră arătau mai altfel. Mă așteptam la ceva mai intimidant. Ce? Nu sunt mascul alfa? Mascul alfa? Cu vocea aia? Până și Mitica are vocea mai groasă. Serios? Nu. Bine. Ce tu spui? Mitica are voce mai de bărbat. Și mai și arată mai bărbat. Dacă îi pui unul lângă altul, zici că sunt tată-fiu. Mitică fiind tatăl. Are mai mult sens acum. Ce tot vorbiți acolo? Nu vedeți ce trăsături frumoase au masculine? Ascunde-le, te rog. Ești urât. Arătai mai bine, bătrân. Ce te uiți așa? Doar priveam și mă întrebam cum am putut să mă muri cu această creatură. Ce-o fi fost oare în capul meu acum 50 de ani? Vrei să te fac și pe tine tânără la loc? Nu e nevoie. Unul e suficient. Acum că am puterea iarăși a unui flăcău, mă duc în pot să dau mitralele jos. Fără telefoane. Ce? Nu! Fără televizor? Nu! Fără somn de frumusețe? Nu! Fără jucării? Nu! Și fără înghețată? Nu!
Ce vrei? Nu mai mânca ca un hipopotam. Pardon? Pune mâna și fă niște mișcare. Ai început să pui șunculițe pe tine. Hai, mișcă-te. Dacă vrei, te învăț o exercițiu învățat în armată. Vezi că-ți dau una. Mai întâi, trebuie să mă prinzi. Sunt mai rapid că trebuie să le fecear. Hocus pocus bășinus bunicus. Ce s-a întâmplat? Te-am făcut bătrân la loc. Oh, mulțumim, dragule. Ai salvat ziua. Sunt mândru de tine. Eroul meu. Vă rog, mai ușor cu laudele. Uite ce mi-ai făcut. Să vezi când o să pun mâna pe tine. Nu pot. Ce e? Au trecut doar câteva minute de când nu mai ești bătrân. Și deja ai uitat cum e să te doară spatele? Ce? De ce e obosit sunt, crede? Cred că mă voi călca. Măcar acum nu-i mai auzi în gura. Mitică, am o întrebare. Spune. Tu poți să faci orice cu magia ta? Aproximativ. Fugi-mă de aici, nu te cred. Iulian? Mitică, tocmai ce-a făcut un sac de oase tânăr înapoi. Eu cred că magia este destul de puternică. Da? Da. Atunci fă o magie și dă volumul la televizor mai tare. Nu mai aud nimic de voi. De ce aș face asta? Pentru că sunt tatăl tău. Așa, și? Mai arată-mi un truc de magie și eu te cred. Pe bune? Tu nu ești convins? L-ai văzut pe bunicul mai devreme. Doar vrăjeală. Cum? Efectiv, l-a făcut mai tânăr. I-a dat repede cu niște make-up că nu mă uitam eu. Mare lucru. Ești o persoană chiar ciudată. Tot eu sunt ciudatul? Locuim 7 inși într-o cameră cât o toaletă publică. Nu-ți permit să vorbești așa despre casa asta. Lucrurile devin ca personale. Cred că e timpul să mă ascund. Ia stai, cum ai făcut asta? Ce să fac? Asta. A, te referi la invizibilitate? Pur și simplu, am magie. Da, atunci fă-l, te rog, eu invizibil pe bunică tu. Nu vreau să-i mai văd mutra. Ce? Ați făcut destule magii pe mine. Mă lăsați-mă și mine în pace cu bătrânețele mele. Ce? Nu spune că deja îți e dor de tinerețe. Tocmai ce s-a încheiat. Ești jalnic. Tu ești jalnică. Vă rog, încetați, mă doare capul. Vrei să-ți vindec durerea de cap? Ar fi foarte drăguț. Nu mai bine eu pastilă de cap. Lasă copilul să-și facă magia. Capus durerus dispărusus. Ah, mult mai bine acum. Care-i formula? Iubire. Sunteți dezgustători. Da, în fine, eu tot nu sunt convins că Mitică e magician. Tu ne iei la mișto acum, nu? Tocmai ce-a făcut atâtea magii. Și tu tot nu-l crezi? Nu. De ce? Și cum? Păi, de unde știu eu că mama nu s-a prefăcut că doare capul? Doar ca să am eu impresia că face el magie. Pe bune. Aia este. Nu este vina mea că nu sunt credul. Dimpotrivă, ești cel mai naiv de aici. De fapt, pe locul 2, pe lângă taică-tu, care s-a gândit el că e bine să se angajeze exterminator. Am văzut filmul ăla. Nu la film mă refeream. Mai bine culcă-te la loc. Bine. Nu te culca încă. Fii atent la magia asta. Este ultima pe care o fac. Iulian, vezi această monedă? Acum o fac și orb. Spune odată. Fie, dă să văd. Bun. O bag aici. Wow, mă întreb oare de unde o scoate acum? Din cealaltă mânecă? Eu zic să verifici după ureche. A mea? Nu, geniule. A lui. Serios? Ce aiurit ești. Nu-mi vine să cred. Vezi că mă pricep? Și ceva, tot nu te cred. De unde știu eu că nu mi-ai pus-o mai devreme acolo? Ești imposibil. Cu mine seamănă. Cred că ai băut poțiunea adevărului, că aici ai dreptate. Poți să fac o vrajă ca să spuneți doar adevărul. Asta sună interesant. Și eu știu să fac un truc din ăla. Bunicule, nu se poate să-i torturez cu mirositoarea ta respirație până cedează. Încearcă magia pe Iulian. Imediat. Adevărus, Iulius, spusus. A mers? Urmează să vedem. Care este un secret jenant de al tău? Încă fac pe mine la 20 de ani. Nu-i amuzant. Glumă. Dar acum scoate-i vraja aia că nu vrem să aflăm ceva mai scârbos de atât. La cum îl cunosc pe Iulian, cred că ascunde lucruri și mai rele. Bla, 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 bla. Gata, am scos vraja de sub efect. Serios? Care e alt secret genant? Îmi mănânc mucii. Bun, bine. Hai că te scot pe bune acum. Iulius disparatus nu adevărus. Tare mic, o să regret dacă mai îmi deschid gura. Nu mai plânge ca o fetiță. Tu ești o fetiță. Chiar sunt. Deci, acum ești convins că pot să fac magie? Da. Ia stai. Asta nu înseamnă că pot să fac să iasă niște bani din mânecă sau ceva? Mitică e magician, nu duh. El face trucuri. Nu îndeplinește dorințe. De fapt, cred că pot să fac și asta. Ne poți face bogați? Probabil că da. Eu refuz. Mie îmi plac doar banii cinstiți.
Ești nebun. Mitică, hai, fă-ne bogați. Ce lacom sunteți. Hai mai taci, că și tu ești la fel. Ai dreptate. Panus multu, noi avetu. A mers? Eu nu văd niciun ban. Verificați cardul de credit. Nu știam că ne permitem card de credit. Ajută-mă și pe mine să verific, că eu nu știu cum. Evident. Ia. O, mamă! Ce? Suntem milionari! Yay! Mergem direct în vacanță în Maldive! Da! Îmi iau proteză de aur din banii ăia! Poți să-mi iau și în sfârșit scaun de la cu masaj? Ce scaun de masaj, mamaie? Ne luăm avion privat de banii ăștia! Te iubim, mitică! Nu vine să cred că spun asta, dar chiar ești un erou! Mândria familiei! Da, dar până să vă dau banii, toți vă comportați urât cu mine. Ce-i drept e că ne comportăm frumos cu tine doar pentru că ne folosim de puterile tale. Taci din gură, nu e adevărat. Noi îl iubim necondiționat. Cred că e cazul să mai folosești încă o dată vraja de adevăr. În cazul ăsta o să mă iubiți și fără banii ăștia. Nu! Banus diparutus discontus. Iuliane, verifică repede dacă mai avem ceva. Oh. Suntem pe minus. Uite ce ai făcut, idiotule. Oh. S-a zis cu vacanța noastră în Maldive. Lasă vacanța! Cu dinții mei cum rămâne? Pe mine nu mă interesează de dinții tăi! Oh, vai de noi! Dacă ți-au o înghețată, ne dai banii înapoi? Sunt magician, pot să fac rost de câtă înghețată vreau eu. Și? Nu. Ah, corect. Nu știu cum vă simțiți voi, dar mie îmi vine să mă culc. Sărac te culci, sărac te trezești! Ce-ai pățit, mitică? Te-a băgat cineva în briză? Ai niște glume idiote. De ce ești așa de fericit, puiule? Azi cineva la școală mi-a spus că sunt adoptat. Și de ce te încântă asta? Ce? Ți-a spus că ești adoptat? Cine se ia de nepotul meu și îi spune asta? Adălungua că-l face bunicul un box acum. Stai cu minte, că și un copil de 7 ani te bate pe tine. Aoleu, așa a zis că ești adoptat? Da, și de ce zâmbești? Dar tu știi măcar ce înseamnă adoptat? Păi eu l-am întrebat pe băiatul ăla care mi-a zis. Și ce ți-a răspuns? Înseamnă să fii șmecher. Ha? De ce asta înseamnă că sunt adoptat rău? Oh. Chiar cred că ești. Dragule, adoptat nu înseamnă să fii șmecher. Dar aproape, nu? Nu, adoptat înseamnă să fii... Gol! Știi ceva? Eu m-am săturat să încerc să educ copiii și tu toată ziua numai strigi. Dar ce-am făcut? Urli în fața unui televizor. Nu mi se pare normal. Știi ceva? De acum explici tu lui mitică ce înseamnă. Păi vezi tu, nu știu nici eu prea bine. Încep să cred că tu chiar crezi că asta înseamnă să fii șmecher. Ce vorbiți voi acolo? Singurul sinonim cu șmecher sunt eu. Mitică? Da? Îmi pare rău să spun asta, dar văd că nimeni nu se mai obosește cu tine, mitică. Așa că eu, ca un frate mai mare și bun, o să-ți explic ce înseamnă adoptat. Chiar vreau să văd și pasta. Adoptat înseamnă când... GOL! Pe bune. Și acum încep să cred că universul nu vrea ca mitică să știe ce înseamnă asta. Scuze. Nu e corect. Știi ceva? O să zic direct. Înseamnă să... E clar. Atunci o să-mi iau telefonul și o să caut. Hei, nu e internet. Folosește datele mobile. Nea, sunt prea zgârcit pentru așa ceva. Nu vă uitați așa la mine, nici mie nu mi-ajung banii. Prostii! Pe vremea mea ne dădeam seama de un lucru când mergeam la vrăjitoare și ne ghicea în palmă. Super! Unde găsesc o vrăjitoare? Păi, o avem pe bunica chiar acolo. Da, stai pe față. Ce păcat totuși, mitică nu va ști acum niciodată ce înseamnă să fii adoptat. Păcat, nici eu. Poate că ar trebui să zică cineva cu creier ca să meargă. Dă-i drumul. Să fii adoptată înseamnă să... Ce vă uitați așa toți la mine? Bunicul ar trebui să fie primul suspect. Da, dar știm că ți-e place să iei totul la mișto. Ai spus că trebuie să zică cineva cu creier, iar tu n-ai reușit să zici. Deci, să nu care cumva să îndrăznești să mă faci toantă. Să fii adoptat înseamnă să fii crescut de alți oameni decât părinții tăi. Dar cum te-a reușit bunicul să spună? Prin puterea voinței bat destinul. Dar eu nu înțeleg, pe mine nu m-a adus Barza? Ba da, dragule, cum să nu? Câte mai ai de învățat? Taci-mă din gură! Lasă-mi, mitică, o să înveți tu când o să fii mai mare. Ia stai, asta înseamnă că voi nu sunteți părinții mei reali? Ba suntem, puiule.
Ba nu, mă minți, m-ai răpit când eram bebeluș. Cine ar fi furat un bebeluș așa mare și urât ca tine? Pe bune, Mitică, tu chiar ai încredere mai mare într-un copil oarecare de la școală decât în noi? Sincer, mai degrabă m-aș încrede într-un străin decât în voi. Hai că nu suntem o familie chiar așa de rea. Sunteți mai rău decât animalele. Nu chiar. Animalele măcar au grijă de puii lor. Știi asta doar pentru că ai trăit printre animale în copilărie. Încă trăiește printre animale. Da, animalele au grijă de puii lor. Nu ca părinții mei care m-au abandonat. Mitică, dragule, înțelegi odată când îți spun, noi suntem părinții tăi adevărați. Vreau o dovadă. Simplu, arătați certificatul de naștere. Nu e suficient certificatul genului. Este nevoie și de un test de sânge. Sânge? Da, adică va trebui să mă înțep cu un ac? Nu, genile, te taie cu o drujbă. Ești așa tantălău. Știi ceva? Nu mai vreau test de sânge. Păcat, testul ADN este mult mai bun. ADN? DNA? Nu, bunicule, adică genetice. Gene? Wow, dar sunt surprinsă. Iulian știe biologie. Oi, fi chiulit eu la câteva ore în liceu, dar să știi că nu sunt leneș. Ce-ai făcut? Ai chiulit? Ești pedepsit. Ce? O să mă pedepsești pentru ceva ce am făcut acum câțiva ani? Evident! Categoric. Dar nu-i corect. De ce? Pentru că sunt mama ta și eu îți spun ce să faci. Dar mie nu puteți să-mi spuneți ce să fac. Ia uite-mă ce te pe el. Cine te crezi? Oricine altcineva, dar nu copilul vostru. Hoților. Ah, iar începe. Nu vreau să mă lau sau ceva, dar am fost un părinte mult mai bun decât tine la viața mea. Sau așa? De ce? Păi măcar eu nu mi-am lăsat fiica să afle că e adoptată. Poftim? Sunt adoptată? Ce? Nu, n-am spus eu asta, dă-i pe față, dă-i pe tăs, dă-i pe față, dă-i pe tăs. Tată, spune-mi, sunt adoptată? Nu, mă! De ce te-ar adopta cineva? A fost așa de groaznic să te crezi pe tine. Uite, Mitică, asta se poate aplica și la tine. Nimeni nu te vrea, deci nu puteai să fii adoptat. Aici greșești. Sunt un copil minunat. Oricine m-ar vrea. Dacă tocmai ce ai spus este real, atunci se aplică și la mine și eu sunt jucător la Real Madrid. Nu vreau să vă stric atmosfera, dar acum ceva timp, când căutam prin lucrurile vechi, am găsit ceva. Încă mai păstrăm lucrurile vechi? Ha, eu credeam că le aruncăm. Aoleu, ce ai mai găsit și tu? Nu-mi spune că și tu ești adoptată. Încă nu e confirmată teoria, dar am găsit un certificat de adopție. Cum ai pus mâna pe așa ceva? Aoleu, am și uitat că avem așa ceva. Aha, deci voi știați de asta. Chiar sunt adoptat până la urmă. Calmează-te, incredibilule Hulk. Încă nu știm care dintre noi este adoptat. Adoptat? Ați adoptat pe cineva? Nu. Atunci cum a apărut foaia aia? Pe bune, altă scuză nu puteai să găsești? A ieșit din pământ. Nu mai scuze și iar scuze, ceva e putred la mijloc. Da, și acela probabil e Mitică. Hei, Iulian, aici e vorba de lucruri serioase. Potolește-te cu glumele tale. Cu mine seamănă. Vezi? Seamăn cu tata, deci sigur nu sunt eu cel adoptat. Deschide-la mai repede și spune-ne odată. Înainte de asta, aș vrea să le pun câteva întrebări adulților din camera asta. Sunt numai ochi și urechi. Mă refeream la adulți care nu poartă scufe. Dar și tata poartă. Știi bine că am probleme cu stomacelul. Of, sărăcuțul de tine. Ce scârbos. Nu vreau să știu mai multe detalii. Păi, din moment ce mama și tata au mintea unui copil în scutec, o să-l întreb pe bunicul și pe bunica. Chiar ai așteptări mai mari de la el? Rămâne de văzut. Bunicule, bunico, aveți idee ce-i cu certificatul ăsta de adopție? Nu mă băga pe mine în d-astea. Ce e ăla? Nici măcar nu văd până acolo. Ți-am spus, mai bine deschide ăla direct. Păi și suspansul, cireașa de pe tort, ar trebui să fie pusă ultima la final. N-avem timp de asta. Deschide odată ăla. O, doamne, bine. Nu înțeleg ce scrie. Nu spune că ai uitat să citești fix acum. Dă mie să citesc. Nici tu n-ai face o treabă prea bună. Dă mie atunci. Citesc eu. Liniște, încerc să mă concentrez. Dați-vă, vă rog, telefoanele pe silențios. Se concentrează Nikola Tesla. Bravo, amuzantule. Ia tu aici. Ce naiba mai e și asta? Nu înțeleg nimic. Ți-am zis eu. E șocant că unul dintre noi e adoptat. Dar și mai șocant e că mami și tati nu ne-au spus de asta până acum. Dar puile, nu era nimic de spus. Eu nu știu ce e aia. Nu știm de unde a apărut. Da chiar, de unde știm noi că nu ați făcut-o chiar voi? De ce am face un certificat de naștere fals și apoi am blurat numele? Ha, dar bine că mi-a luat aplicația asta mișto care descifrează scrisul. Nu o să meargă cu prostia ta de aplicație. Taci și privește. Dar nu înțeleg nimic. Ce aplicație idiotă. Dă-mi mie să citesc! Am eu un ochi de vultur care vede tot! Doar unul? Păi și celălalt ce e? Cu celălalt nu vede deloc? Așa... Aici scrie Iulian! Cu cum? Cu cernelă ștersă! Nu vezi tu bine! Dacă Mitică se scrie ca și Iulian,
atunci eu plec de acasă. Scrie Iulian aici. Nu vă îndoiți de ochiul meu de vultur, care în armată a fost lunetist. Hei, ești poftit să pleci? Da, nimerei numai minciuni. N-are cum să fiu eu ăla adoptat. E imposibil, nu? Nu știu de tine, dar eu una sunt fericită că nu sunt rudă de sânge cu un pompălău ca tine. Ba să știi că ești rudă cu un pompălău ca mine. Stai, nu asta vreau să zic. Lasă, Iulian, cu toții știm că nici măcar nu ai habar cum să te exprimi. Bine, dar pe lângă asta, poți să-i spui piticei ăsteia că nu sunt adoptat? Iulian, este timpul să-ți spunem ceva. Ce? Iulian, tu ești adoptat. E o glumă, nu? Nu e o glumă. Tata, nu e adevărat, nu? Nu mă întreba pe mine și dacă e adevărat, să știi că nici măcar nu mai știu când s-a întâmplat. Televizorul ăla ți-a mâncat creierii. Și pe foaie mai scria că s-a întâmplat acum 20 de ani. A, da? Nu mi-aduc aminte. Deci nu e adevărat. Dacă taică-tul nu-și aduce aminte, asta nu înseamnă că nu e adevărat. Știi cum e taică-tul? Cred că a uitat și ce-a mâncat de dimineață. Eu mai știu ce-a mâncat. Pe lângă bătaie. A, altceva nu mai știu. Nu vine să cred. Deci, eu chiar sunt adoptat. Nu ai auzit de prima oară? Ești și tu surd ca bunicul? Eu am ochi de vultur, miros de lup și urechi de elefant. Dar ce urechi mare ai? Chiar cred că sunt de elefant. Și la fel și cu mirosul de lup. Chiar miroși ca unul. Păi și în 20 de ani nu ați fost în stare să-l găsiți. Nu e vorba că nu-i momentul potrivit. Ei nu vreau să spună niciodată ca să crezi că ești iubit. Deci voi nu mă iubiți. Jumii-juma. Știi ceva? Măcar eu am fost ales față de tine. Pe mine m-au vrut. Că veni vorba de asta. Ce? Altă veste șocantă? Am fost plătit să te adoptăm. Serios? De ce n-a zis asta până acum? Uite că până acum n-ai fost așa inutil, Iuliane. Cam câți bani? Vreo 200.000 de euro. Poftim? Wow! Cu atâția bani îmi cumpăram o rezervă de înghețată pe feci. Lasă înghețata. Ne luăm o casă cu totul sau ne luăm o mașină ca să mai mergem în microbus cu toți boșorjii. Și cel mai bine cred că ar fi să investim banii. Asta am și făcut. Nu mi se pare. Încă trăim în grota asta de pe vremea lui tataie. Păi i-am pierdut pe toți. În ce investiții ați pierdut așa de mulți bani? Jocuri de noroc. Asta explică multe. Ați fost toți niște idioți că ați pus bani la jocuri de noroc. Lasă că tu vrei să cheltui banii pe nenorocitele alea de creme pe care le-ai văzut la televizor. Măcar ar ajuta mai mult. Voi ați rămas fără nimic. Nu e adevărat. Au rămas cu mine. Da, adică cu nimica. Asta a spus și bunica. Vreau și eu să joc la jocuri de noroc. Nu încerca, nepoate. Îți mănâncă și tinerețea și banii. Da, ție ți le-au mâncat. Asta zic și eu. Eu am experiență. Și de asta îi zic lui Mitica să-l previn să n-ajungă ca mine. Ăsta este cel mai pertinent lucru pe care l-ai zis până acum. Chiar începeam să cred că bunicul este prea bătân ca să mai gândească vreun pic. Dar acum cred că este doar parțial adevărat. Păcat totuși că am pierdut banii. Că la câte meciuri puteam să merg cu ei. A, da? Sper că v-ați distrat că ați avut bani luați de pe urma mea. Chiar ne-am distrat o vreme până i-a venit idiotului de taică-te o idee. Măcar ai adus tu ceva util în casă pentru prima dată în viața ta. Bravo, amuzant-o. Ar trebui să te duci la un circ. Deja mă aflu într-unul. Și tu ești mascota principală, clovnule. Haha, ești un clov. Gata, nu mai fiți răi cu fratele vostru. Nici măcar nu e fratele nostru. Ia stai, să știi că ai dreptate. Asta înseamnă că pot să vă bat? Nici să nu te gândești. Și nici voi nu sunteți părinții mei, deci nu aveți ce să-mi ziceți. Nu puteți să mă puneți să fac nimic. Sunt un plus major, deci. Da, dar tot pot să te bat cu pământul ăsta. Ah, da. Asta poate că da. Dacă tot ești tu așa mare și independent, nu mai bine te muți singur? Da, ar fi mult mai bine. Da chiar, dacă tu spui că nu suntem părinții tăi, atunci noi nu suntem obligați să te ținem pe tine. Ce? Adică va trebui să fac singur de mâncare și să-mi tai unghiuțele singur? Ce scârbos ești! Eu îmi rod unghiile. Îmi retrag cuvintele. Mitica e mult mai scârbos. Acum punem mâna și fă cura prin casă. Da, mami. Niciun da! Ce dimineață frumoasă, nu-i așa? E după amiază chiar. Da, și urmează să înceapă meciul, așa că cioc-o mic. Dar de ce nu cauți pe net meciurile și te uiți când vrei? Pot să fac asta? Da, dar costă bani. Ah, atunci lasă. Ce zgârcit. Eu ți-am zis să nu te măriți cu el. Hai mă, mame, că nu-i chiar așa de rău. Aș dă și el prin casă câteodată. Da, stă pe canapea toată ziua ca să se asigure că nu o fură nimeni. Furt! Avem vreun hoț prin casă? Stai liniștit, bunicule, că nu au hoții ce să fure de la noi. Noi nu avem nimic. Mă aveți pe mine. Da, prețiosul lui mami, te avem pe tine. Ești așa de prețios, Mitică, că te-aș da pe o gumă și un suc. Asta e de bine, nu? Ha? Ești și prețios, ești și deștept. Mersi. Ce cap sec.
fir ar să fie. Vorbiți mai încet că n-au nimic la TV. Păi și care e problema noastră? Nu puteți să vă mutați și voi în altă cameră? Tati, apartamentul ăsta este așa de ieftin că asta este singura noastră cameră. Mai avem și baia. Nimeni nu mai intră acolo de când bunicul s-a balonat. Balon? Da. Balon cu aer cald. Îl foloseam ca să străbatem lumea. Dar pe vremea voastră nu existau avioane sau ceva? Ba da, dragule, existau, dar nu-și prea permitea el așa ceva. Dar nu fiecare soldat primea câte ceva când era înrolat în armată? Eu eram un soldat ăsta mai special. Ei bine, de asta te-au dat afară din armată. Să știi că este un motiv chiar bun. Mă mir cum de nu a fost dat afară din casă până acum. Nu ți-e și ție milă de un bătrânel amărât? Nu. Te-am crescut ca mărea. Măcar recunoști că tu ai crescut așa. Șt, mai încet puțin că urmează reprizele. Nu ne mai spune tot timpul să tăcem. De ce nu pleci tu de aici cu televizorul? Nu ți-e milă și ție de tatăl tău? Tătic? Dacă prin tătic vrei să spui cineva căruia îi aruncă rațele pâine, atunci nu. Nu mi-e milă. Măcar face rost de mâncare. Dacă nu prin muncă, măcar prin cerșit. Chiar poți face bani din cerșit? Vreau și eu să devin cerșetor când o să fiu mare. Nu-ți face griji, mitică. Fie că vrei, fie că nu vrei, tot acolo ajungi. Dacă nu ți se din cerșit, bagă-te în armată. Până la urmă e bine și acolo. Nu se duce păișorul meu în armată. Lasă-l mai mamă să se ducă, să vezi ce-i rupe pe ea, o să întoarcă cu gloanțele în dinți. Și pantaloni în vire. Hei, nu mai glumiți despre asta. Știți bine că mă deranjez ușor la burtică. Ai 7 ani și tot ai nevoie de mami? Să-ți dea jos și să-ți ridice pantalonii de fiecare dată când ai nevoie la baie. Nici șiretul nu știi să-ți legi, mitică. Nu e vina mea că nu m-a învățat nimeni. Nu e vina mea că un porc nu poate învăța. Nu mai vorbiți așa despre frățiorul vostru. Este greu cu problemele la stomacel. Problemele la stomacel? Prostii, eu nu aveam așa ceva. Tu nici măcar nu te simțiseai să-ți dai pantalonii jos. Făceai direct pe tine așa. Aia este, ce să fac? Alungă sau nu alungă inamicii, a? Nu doar inamicii alungă. Nu mai bine cumpărăm un alt apartament? Dar ce fie așa cu propunerea asta din senin? Nu știu, zic și eu, e cam mijlocul ăsta pentru 7 persoane. De-abia acum îți dai seama? Tu crezi că eu n-am observat că locul ăsta nu este suficient pentru noi? Dar de unde bani? Nu erați cumva pe modul economie? Ba da, dar cineva ne tot ia din economii. Lasă că și economiile sunt bune. Se fac bani mulți de acolo. Câți bani avem în economii? Suficient cât să luăm o roată de bicicletă. Dar unde se duc toți banii? A, da, corect. Păi și ce-i tu de toți banii ăia? Acum că tu mi-ai pus întrebarea asta, mi-am luat o pereche de căști super cool. Arată chiar mișto. Știu. Arată groaznic. Și tu arăți groaznic. Pe bune, zice ăla care fuge de oglinzi. Deci, mitică, ignorând gura sparta ei. Oh. Cu ce ocazie ai luat căștile alea? Pentru că am vrut. Ești sigur? Da. Nu știu, sigur nu sunt pentru altcineva? De ce pui întrebările astea stupide? Pune întrebări mai stupide decât poliția. Cică, auzi tu, de ce ai viteza asta? Ești cel mai praf șofer. Până și bunica se pricepe la condus mai bine decât tine. Eu nici măcar n-am carnet. Exact. Porcării de mașini. Eu conduceam tancuri, avioane, elicoptere, vapoare, trenuri. Da, da. Bă, vezi ce-ți conduc eu o palmă direct în pot. Alo, vă bateți de la subiect? Mitică încă nu ne-a zis de ce a luat căștile alea. Păi, îmi trebuie neapărat un motiv? Da. Mami, Iulian începe să mă sperie. Poți să-l dai afară? Hai, mitică, fii bărbat. Spune pentru cine sunt. Nu înțeleg ce vrei să spui. Păi știi tu, poate așa din întâmplare e ziua cuiva de naștere și poate tu i le-ai luat cadou. Nu știu, zic și eu. Acum că stau să mă gândesc, chiar cred că e ziua cuiva. Serios? Eu nu mi-am putut să fie ziua cuiva. Eu nici atât. La cât de scurtă ți-e mintea? Cum mami să uiți o zi așa de importantă? Vă rog, nu mă face să înrășesc. E ziua lui Tanti Leana. Tanti Leana? Care Tanti Leana? Vecina noastră. Ah, da. Îmi amintesc de ea. Ah, urăsc băbăciunea aia. Eu zic să te mai uiți în oglindă. Lasă, că la cât de bine vede numai la ea s-a uitat toată ziua. Să știi că văd destul de bine că să-ți dau una. Cu o precizie mai bună decât a unui lunetist. Ca a mea? Nimeni n-avea o țintă mai bună ca a mea. De la 200 de metri puteam să fiu și tot nimeni era mă muscă. Bine că nu ți-a intrat musca aia în gât să te neci cu ea. La cât de mult vorbește să știi că este posibil. Deci, alte planuri mai aveți? Să mă uit la meci. Să mă joc cu păpușile. Să ascult muzică la căștile mele noi. Să-i fac morală lui mitică. Să da. Sunteți siguri?
Nu avem nimic de sărbătorit? Stai mai că să mă uit eu repede în calendar. Nu, că nu apare acolo. O fi o sfânta, nici chiar așa. Dar ce treabă ai tu? E, știți voi, știți, dar nu vreți să ziceți. Ce să spunem? Încep să cred că voi chiar nu glumiți. În legătură cu ce? E ceva important azi? Da, meciul ăsta. Deci voi chiar ați uitat? Din moment ce nu ne amintim, probabil că da. Cam așa funcționează uitarea. Știi? Știți ceva? Haideți să jucăm ghicite, că poate așa vă aduceți aminte. Nu mai bine facem un rebus! Bunico, cine se mai joacă jocul ăla cu cuvinte din ziar? E plictisitor! Fui asta doar pentru că nu știi să scrii! Nici tu nu faci treabă prea bună cu scrisul. Da, dar față de Mitică eu măcar fac bani. Nu cred că-ți trebuie mari studii superioare ca să fii exterminator de gândaci. Corect și asta. Bun, deci cine încearcă să ghicească? Vreau și eu! Dă-i drumul, Mitică. Este... Ziua Națională a Mâncării. Greșit. Aia este pe 16 octombrie. Serios? Nu credeam că există așa ceva. Poate că nu fi azi, dar tot trebuie să sărbătorim. Unde-i mâncarea? Aoleu, doar să bagi în tine te gândești. Dar chiar, bunicule, încearcă și tu să ghicești. E Ziua Națională a Veteranilor de Război? Să știi că n-ai fost așa departe. Aia este pe 29 aprilie. Măcar am încercat. Știu eu. Ce știi tu, mă? Știu eu ce zi e azi. Pregătiți-vă urechile. Tata va zice o prostie. Eu mi le pregătesc. E Ziua Internațională a Fotbalului, nu? Nu. Tot nu-i prea târziu să mergem la meci. Ziua Fotbalului este tocmai pe 10 decembrie. De unde știi toate astea? Păi m-am născut cu o memorie excelentă. Da? Poate ți-amintești și tu să strângi jucăriile după ce te joci cu ele. Nu mai am loc de soldății mei. A venit repede Mr. Proper să-mi atragă atenția să fac curat. Wow, Mitic a devenit responsabil. Eu l-am învățat. Învață și să taci. Bine. Ai dat complet pe lângă. Nu e nicio zi națională, nici internațională. E ziua cuiva de naștere. Da, am mai spus, a vecinei noastre. Nu mă, a cuiva din familie. Ah, păi a mea nu e. Nici a mea. Nici a mea. Nici a mea. Parcă. Nici a mea. Eu am uitat când e ziua mea. Cam ăștia suntem toți. Pe cine am ratat? Da, știu. Aleluia! E și calculul lui Mitică. E ziua bunicului. A mea? Stai, mi-e îndă cu virgulă. Păi bunicul este singurul care nu știe ziua de naștere. Deci clar, e ziua lui. Să știi că are logică. La mulți ani mie. Mulți ani înainte. Nu cred că mai apuc așa de mulți. Ia stați, nu e ziua lui. De unde știi? Mitică, dragule, ziua bunicului a fost luna trecută. Da, am și uitat. Câți ani am plinit? Nu prea mult, e cam de vârstă cu Ștefan cel Mare. Frați de cruce am putea spune. Păi, cam ăștia am fost toți. Sigur n-ați uitat de vreun membru? Nu cred. Ne dai un indiciu? Îl cheamă Iulian. Iulian zici? Ciudat. N-am mai auzit numele ăsta până acum. Dar chiar, cine mai e și Iulian? Parcă mai auzit numele ăsta undeva. Sigur nu în cărțile alea magice pe care le tot folosești. Nu îndrăzni să râzi de ele. Îți pot prezice viitorul. A, da? Și ce spun? Păi să vede. Atent cărțile. Așa. Certificate, v-am zis eu. Și acum să luăm una. Asta. Hai, mamaie, spune mai repede. Vrei să-ți dau să citești în palmă? Fă liniște! Cărțile te pot auzi. Vrei să le dau căștile mele ca să nu-l mai audă? Dacă mă va proteja de vocea lui, sigur, le vreau eu. Liniște! Cărțile vorbesc! Iar începe cu prostiile ei, băbești. Nu sunt prostii, sunt adevărate! Așa mi-ai citit și mie acum 20 de ani. Și ce că o să ajung puturos, cu burtă mare, bătrân, chel, pun scaun toată ziua. Și nu cam asta ai ajuns? Eu? Nu vezi ce bărbat bine făcut sunt? Da, făcut pe dandoasele. Hai, bunico, nu mai vorbesc cărțile alea? Vrei să-l aduc un microfon? Sau un glob de cristal? Mi-au răspuns. Deci? Aici scrie că în această zi Iulian se va simți foarte prost pentru că cei apropiați au uitat ceva foarte important. Are sens. Și mai scrie și că o să facă pe el însă. Eu puteai să eviți detaliul ăsta. Măcar acum știu că va trebui să-mi iau scutec pe mine la culcare. Eu nu cred în prostiile astea de cărți. Arată-mi cartea pe care ai tras-o. Uite. Ce? Cum ți-ai dat seama că din inimă neagră Iulian o să facă pe el la noapte? Cărțile nu mint. Cărțile sunt niște porcării. Lasă-mă, mă.
Are dreptate bunica. La partea cu făcut-o pe tine? Nu, la cealaltă. Care era cealaltă? Am uitat deja. Era ceva de genul că cei apropiați vor uita ceva important. Exact, asta. Păi și am uitat ceva? Da, să dăm de mâncare la animale. Nu avem animale. A, da. Aici ai dreptate. Până la urmă și noi suntem tot animale. Bine zice asta, mică. Când mâncăm și noi. Iar la mâncare zboară gândul. Păi, mă gândesc și eu la ce-i frumos. Deci te gândești și la bunica? O mai apare câteodată. Prin coșmaruri. Pe să nu-ți fac eu viața un coșmar. Lasă-l pe om, a fost bătut de soartă suficient. Și ia uite cum ne îndepărtăm de la subiect. Despre ce vorbeam? Despre mine, adică despre nimic. O să vă zic direct care-i faza, că mie, că dacă mai stăm puțin, trece și ziua asta. Chiar ne-ai ajutat. Este ziua mea. Da? Da. Ok. Gata? Așa repede? Niciun nimic? Cât ani împlinești? 13, 14? Ai cam ratat cu vreo 10 ani. Totuși, mă gândeam că e ziua lui Iulian. Sigur, și ce te mai gândeai tu? Păi, parcă nu mai fusese de mult timp. Nu prea mai sărbătoriți ziua de naștere de când era de vârsta lui Mitică. Și atunci trebuia să vă amintesc eu că e ziua mea. Mai important e ziua mâncării decât ziua lui Iulian. Că bine zici. După ce că nu-mi ziceți nici măcar la mulți ani, mă mai luați și la mișto. Lămâa. Lămâa? Da. Dar ce ți-a picat proteza? Nu poți să pronunci tu toată fraza? Nu, dar așa am văzut eu că faceți voi tinerii prin mesaje. De unde le-ai văzut mesajele? Am citit în cărți. Da, eu m-am învățat să citească. Iar nu te-am învățat pe tine cum să iei bătaie. Ce fraier, mănâncă bătaie de la o femeie. Mai sunt deschise lucrurile la cum vrei să iei bătaie, că văd că cineva e interesat. Păcat de Iulian, acum va trebui să-și posteze pozele groaznice singur pe Instagram. Lăsăm prostiile voastre la o parte, mi-ați luat ceva? Ce să-ți luăm? Nici nu știam că e ziua ta. Unii deja au și uitat. Ce? A cui e ziua? Pe bune. E lui Iulian. Să trăiești nepoate, să te faci mare, poate... Greu să trăiești. Mare și prost. Deci, ia zi bunicule, îmi dai un cadou? Cadou? Da, da, te rezolvă moșul. Hai că o să ți-l dau imediat ce mă pot ridica de pe scaun. Pe românește nu primești cadou. De ce nu mă miră? Probabil pentru că te-ai obișnuit deja cu familia groaznică care suntem. Nu mai spune așa. Mitică, suntem o familie foarte bună și primitoare. Da, suntem o familie bună. Bună de speriat oamenii. Lasă că sunt și alții care aduc mai rău. Cunoști-o pe cineva? Păi, nu. Am uitat să menționez că n-avem nici măcar prieteni. Măcar ne avem pe noi. Voi nu sunteți suficienți. Vreau un cadou mai bun. Hai mă, Iulian, ai stricat momentul ăsta frumos, fix când urma să ne întâlnim și noi și să ne unim ca o familie. Ah, ce rău îmi pare. Iulian, să faci asta mai des. Ce ceva? Îți dau căștile mele. Serios? Da, ia-le. Mulțumesc, Mitica, acum în sfârșit pot să aud totul la o calitate mult mai bună. Ha, ce mișto. Acum când o să registrez pe canalul de gaming, o să audă totul mult mai bine. Așa că mergeți și voi și abonați-vă, linkul este în descriere. Dar nu aveai deja căști de gaming? Ce? Prostiile alea? Le țineam mai mult ca să arate bine. Nu prea țese, arată la fel de groaznic și cu și fără. Mersi. De ce nu ai făcut o oglindă cadou, ca să-și dea singur seama de asta? Uite că nu m-am gândit, dar știi ceva? Nu e o idee rea. Unde pot să găsesc oglinzi gratis? Nimic nu mai e gratis în ziua de azi. Atunci nu mai luăm. Îmi pare rău, Iuliane. Măcar ai fost sincer. Să știi că și sinceritatea este un cadou. Ce să zic? Ai și tu dreptate, bunicule. Evident că am. Sunt un om înțelept. Am trecut prin multe în viața asta. Și te-aș lua și ție din înțelepciune. Doar... Dar nu va ajunge la niciun loc cât de puțină e. Nu știu asta. N-am făcut împărțirea la școală. Și dacă ai fi făcut-o, oricum n-ai fi învățat-o. Aici pot să fiu de acord. Să nu te pună necazul să iei vreo notă mică, că vezi pământul ăsta? Lasă-l pe Mitică în pace, că el măcar mi-a făcut un cadou, nu ca voi, zgârciților. Ai dreptate aici. Lasă-mă, ce atâtea cadouri? Nu moare nimeni că nu primește un cadou. Eu când eram mică, nici măcar nu serpeam ziua. Evident, la nicio zi de naștere nu lipsește vorba asta bătrânească. Știu, și pe mine mă enervează. Eu zic să nu mai bagi pe nimeni în seamă. Îți pui căștile pe cap și bagă-te să joci niște Minecraft. Deștept mai ești, Mitic. Ni hao. Ce-ai spus, puiule? Mai repet odată. Ni hao. Ce faci? Încerc să-mi desfund urechea ca să înțeleg ce zice Mitică. Păi, începi prin a te spăla și tu mai des. Da, e plin de ceară. E atât de multă că a început să dea pe din afară. Tot nu se compară cu ceara din urechile bunicului vostru. Ce? Ai zis ceva? E atât de multă
că nici măcar nu mai aude de ea. Nihao. Ce Nihao, măi, ai nebunit? Mitică, iubire, nu te înțelegem. Nihao. Cred că s-a lovit la cap, că văd că doar asta știe să mai spună. Era deja suficient lovit la cap. Cred și eu, la câte bătăi dă mama. Ce? Nu se poate. Mi-am dereglat copilașul? Nu, tu l-ai dereglat. El s-a născut așa. Tu doar ai agravat situația. Îmi pare rău, Mitică. Nu vrea mama să te lovească. Nihao. Ia uite, l-ai bătut la cap și acum a rămas setat pe Nihao lui. Mitică, mai știi să zici și altceva? Nihao. Dar cum a ajuns, mă, în halul ăsta? Că parcă de dimineață nu făcea așa. Cine știe ce o travă mai fi băut pe la școală? A? Ce s-a întâmplat? Să dai și ție mama cu ceva în cap? Mamă, ce m-ai speriat? Era să dau ortopopi. Nici mult nu mai ai. M-am prins eu ce limba vorbește Mitică. Nihao? Se numește cumva limba și literatura care îl enervează pe Iulian? Eu asta am impresia că e. Nu, mă, e vietnameză. De unde știi tu cum sună vietnameza? Nu e vietnameză, e chineză. Și de? Oh, acum am deblocat cuvinte noi. E vietnameză, mă, n-auziți? Eu încă o recunosc de pe vremea războiului. E chineză! Îți dai seama, de la o poștă! Nu știu despre ce vorbești. Urechea mea europeană procesează toate limbile ca fiind asiatice. Baiki, ce tare! Încă un cuvânt nou. Încă câteva sute de mii și o să știi toată limba. Dar măcar vorbește cuvinte adevărate sau sunt combinații de sunete? Să zicem că vorbește corect cât de cât. Da, se mai poate lucra la accent totuși. Nicio grijă. Mitică, n-a fost niciodată un actor bun. Dacă tot înțelegi chineză, tradum ce a zis mai devreme. A zis că ești un idiot. Așa a zis? Iulian, venchi la henciu. Ce-a mai zis diavolul ăsta mic? A pocit el puțin literele, dar cred că a zis că miroși urât. Cum spui în chineză că Mitică e un măgar? Shenhua, Hienlu. Shenhua, Shenlu. Hei, tu ești măgar. Ha, tocmai ce l-a făcut pe Mitică să vorbească românește. Păi, am rămas fără cuvinte. Vrei să-mi spui că tu știi să zici doar 3 lucruri? Da. Ah, nici nu are nevoie de mai multe. Fiule, te poți duce liniștit să locuiești în China. Poți să-l ieși pe bunică tu. Nu prea avem nevoie mare de el, dai pe aici. Și ce să fac cu el în China? Îl angajez undeva să-ți facă bani. Nici nu mă gândesc să mă duc pe teritoriul inamic. Dar am să fiu sclav acolo. Inamic? De ce China inamic? Am luptat în război împotriva lor. Scuză-l pe Iulian, nu prea am învățat istorie la viața lui. În fine, bunică, tu de unde știi chineză? Păi cum? Știu să vorbesc fluent peste 20 de limbi. Inclusiv limba mincinoșilor. Cunosc și limbi dispărute de peste 100 de ani. Păi da, pentru că tu ai existat pe vremea lor. Serios? Spune-ne ceva în latină. Veni, vidi, vici. Am mai auzit asta undeva, dar nu mai știu de unde. Ai auzit-o la ora de istorie. Dar ce să-ți cer eu ție? Înseamnă am venit, am văzut, am învins. Bravo, fetița deșteaptă lui tata. Îți iau înghețată pentru asta. Ce? E o înghețată ei care a vorbit într-o limbă moartă și nu-i mie care am vorbit chineză? Tot 3 cuvinte ai zis și tu, am zis și eu. Dar chiar, ce te-ai apucat de vorbești chineză? Tu nu știi? Jin Tian Chi Zhou Ri? Hă? Mai repetă data că n-am înțeles. Ce? Îți bagi joc de mine? Rămân fără aer de fiecare dată când încerc să pronunț așa ceva. În calitate de cunoscătoare a limbii chineze, vreau să știu ce ai zis. Poartă-ți aparatul auditiv. N-am dat atâția bani pe el degeaba. Nu tu ai dat banii, noi i-am dat. Corecție, eu am dat. Cumpărându-mi un aparat din ăla, ți-ai dat banii pe 2 luni de muncă. O spui de parcă tai că tu și muncește mult. Din 10 zile lucrătoare lucrează una jumate. Păi și cu restul de 9 jumate ce fac? 8 jumate, nu 9 jumate. Ai, nu mă pricep la matematică. Se vede de ce ai ajuns exterminator de gândaci. Dar tot nu ne-ai spus, Mitică, de ce ai început să vorbești chineză? În română de data asta. Azi e ziua limbii chineze. Ce? Există așa ceva? E timpul pentru un search rapid. Se pare că e adevărat. Ce documentat e, Mitică. Și când te gândești că obișnuiam să spunem că e vai de capul lui. Acum doar tu ai rămas vai de tine. Oh. E ok, Mitică e încă vai de capul lui. Nu e singur. Chiar dacă Mitică nu mai era, tu, Iulian, erai oricum. În fine, nu e nimic diferit. Nu e ca și cum toată lumea nu-și bătea oricum joc dinainte să te fi născut. Alo, devine pe rea personală treaba. Nu putem să rămânem la limba chineză? Niciodată nu mă întorc la inamici. Nu l-a ascultat, Mitică. N-a apucat să-și facă somnul de după amiază, da? Am eu grijă de el. Fără arme la mine în casă. Vă rog, mai ușor, fără război aici în casă. Mă tem că e inevitabil. De unde ai făcălețul ăla? Oh, ăsta? Ăla de pe vremea de când am vizitat China. De acolo l-ai luat? Nu, doar că îl foloseam acolo să bat pe cine mă supără. Aoleu, așa periculoasă e China? E periculoasă când ești însoțit de taică tu. Ce vrei să spui? Eu nu sunt o camarad de drum bun. Tu glumești? Ai intrat într-un restaurant și ai început să faci gălăcie? Că de ce servesc ei caracatiță? Nu mănânc eu chestia aia slinoasă. Iac caracatiță.
Pare scârbos. Crede-mă, nu poate fi mai rea decât ciorba mamei. Ce vrei să spui? Că eu nu fac ciorbă bună? Ba faci ciorbă bună. Mulțumesc. Bună de a otrăvit oamenii. Nu e adevărat. Ciorba mea e genial de bună, nu e așa? Am spus, nu e așa? Da. Ar trebui să mergi la șef la cuțite. Da, și o să apar la televizor. Nu te duce să le dai ciorba ta alora. O să fii arestat pentru tentativă de omor. Bună rău asta, bunicule. E, las, îi dau eu gata cu un preparat chinezesc. Nu știu cât te pricep la mai multe lucruri legate de China. Ni Wang Li, ni Zei și Shei Sha Zhao Ho. Mi se îmbărligă limba numai auzind-o pe bunica. Hai, mitică, spune și tu ceva în chineză. Ni Hao. Pe bune? Doar să salut, știi? Deci asta spunea mitică la început. Eu care credeam că ne înjură. Copilul nostru nu ar face niciodată așa ceva. Nu-ți cunoști copilul. Baiki. Ia stai. Ai mai spus asta înainte. Înseamnă idiot. Ce? Așa vorbești tu, mitică, cu familia ta? Ups. Morala. În orice limbă ai vorbit cu maică ta, tot găsește un motiv să-ți dea bătaie. Nu-mi da la față, te rog. Dacă îi dai la față, cum mai agață el, fetițe? Bunicul are dreptate. Tu să taci, că este foarte urât din partea ta să vorbești despre mama ta așa. Nu te mai ambala atât, că nu doar pe tine te-a vorbit de rău. Pe bune, bunico, nu puteai să-ți ții măcar puțin gura? Ni pușii iau pisui. Poți să te oprești din a mai vorbi chinezul. Chiar te rugăm. Dar și așa, ce ai spus acolo? Nu spui tu ce să fac. Hopa, mamaie, că nu te-am legat la gură. Nu, mă referam că asta am zis. Nu spui tu mie să tac. Deci poți să te oprești din a mai vorbi limba asta fictivă? Cum adică fictivă? Adică care nu există. Știu ce înseamnă fictivă. Mă refeream de ce nu crezi că e adevărată. China nu este o țară. Chiar ești tont. Păi și atunci ce-i China? Vă zic eu ce este. Este o formă prin care mass media ne controlează. Bunico, dă-i te rog din pastelele alea tata, că vă care nevoie. Îi dau o palmă dacă vrei. Cred că o să aibă același efect. Îi dau și eu una. Și eu. A treia e cu noroc. Mai întâi vezi cum faci să te ridici de pe scaunul ăla. Dar de ce nu crezi că există China? Păi eu nu cred până nu văd. Și acum ce? Tu vrei să mergem până în China? Nu. Nu merg în țara basmelor. Basme? Păi China este un teren de la din povești cu țara lui împărat verde, cu harapal, cu făt frumos. Nu merg eu în bazme de-astea. Stai liniștit, că nu vezi niciun făt frumos prin China. Eu nu cred că pe făt frumos îl căuta el. O căuta pe Elena Constanzeana. Cine? Nu mai contează. Arată-mi tu o dovadă că există China. Am fost pe acolo, capsec. Păi, asta nu se pune ca dovadă. Dacă nu mă înșel, mai am o poză de pe vremea aia. Lasă-o baltă. Nu vrea nimeni să descifreze ceva văzut într-o poză alb-negru. Da chiar. Nu vreau să văd o poză făcută cu primul aparat din lume. După cum am spus, nu există dovezi. Mă întorc la meciul meu. Caut pe net poze, o să vezi. Păi dar ce mă tu mă iei de fraier? Crezi că nu știu că în ziua de azi se poate edita orice și că au editat pe harta aia China ca să apară și ea acolo? Să încerci să-l convingi pe tata e ca și cum... Nici nu știu cu ce să compar asta. Ca și cum l-ai învățat pe mitică tabla mulțirii. Sau ca și cum ar încerca Iulian să înțeleagă chineză. Nu e ca și cum nu vreau să învăț chineză, dar nu am nevoie de ea. Ba, vei avea nevoie acum. De ce? Mergem în China. Poftim? Ce? N-ai auzit? Plecăm în câteva minute. Glumești, nu? Ceva din privirea ei îmi spune că nu glumește. Chiar nu glumesc. Vreau să-i demonstrăm tatălui vostru că China este o țară adevărată. Minciuni. Singura metodă de a mă duce în China e să-mi citiți o poveste, pentru că China nu există. Mai vedem noi. Sigur ai luat decizia cea bună? E cale lungă până în China. Da, sunt sigură. Tocmai ce am făcut rezervările pe telefon. O să fie groaznic. Și am angajat și un șofer ca să ne facă turul Chinei cu un autocar. Îmi retrag cuvintele. O să fie mai rău decât groaznic. Mie îmi place ideea. De-abia aștept să mergem în China. Eu nu. Nu vine să cred că sânge din sângele meu. Propria mea familie mă trădează. Bunicule, războiul e ceva din trecut. Încearcă să fii și tu ceva mai deschis la minte. Lasă-l! Mai bine să nu-și deschidă minte, că cine știe ce creatură va ieși de pe acolo. M-ai făcut nebun? Așa. Bună glumă, ci că mergem în China. Nu e glumă. Ia verifică-ți contul bancar. Am dat toți banii noștri pe această excursie. Mai vedem noi. Am uitat pinul. Păi și tu cum plăteai până acum? Foloseam cash. Sau? Sau plăteam mama voastră. Păi asta am și făcut acum. Ok. Deci care e pinul? Pe bune. Deci pinul? 0000. Mersi. Mama voastră chiar nu glumea.
Nu mai avem bani. Ah, nu e o noutate. Da, noi nu avem de fel bani. Stați așa că nu înțeleg. Ce mai e de înțeles? Suntem pe zero. Greșit, suntem pe minus. Asta nu sună bine. Am rămas în datorie la bancă. Nu e prima dată când se întâmplă.